Acest program vă este oferit de Superbet. Salutare, dragi prieteni! Bine ați revenit la Exclusiv Dinamo! E miercuri, avem o nouă ediție dedicată cluburilor din șoseaua Ștefan cel Mare, numerele 7-9. Fie că vorbim de Clubul Sportiv Dinamo, care are adresa istorică în Ștefan cel Mare, fie că vorbim de SECE Dinamo 1948 sa cu sediul social între Barbu Văcărescu și Calea Floreasca. Miercuri, așadar, este ziua Dinamo la ProSport. Vom discuta astăzi în principal despre partida foarte importantă, atât pentru echipa gazdă cât și pentru oaspeți, dintre Dinamo și UTA. Partida care va avea loc miercuri de la ora 20 pe stadionul Arcul de Triumf și am invitați doi jucători care cunosc bine atât realitatea de la UTA cât și realitatea de la Dinamo, dar mai ales îl cunosc foarte bine pe Mircea Rennic, antrenorul UTEi, care va veni pe Arcul de Triumf din postura adversarului și este, spun eu, și un meci al orgolilor. Așadar, Liviu Gane alături de mine în studio și îți mulțumesc, Liviu, că te salut, Cătălin. Ți-ai rupt din timp și l-avem prin intermediul internetului pe George Țucudean de la, de unde? Salut, de la Cătălin. Arad. Te salut, George. Practic, prieteni buni, Liviu cu George. Spune-mi, Liviu, despre prietenia ta cu George și o să-l întreb și pe el imediat, și pentru că voi ați rămas prieteni încă de când jucați. Și da, colegi de cameră la un moment dat. Și colegi de cameră la Dinamo. Da. Și colegi de cameră. Mă, ce să zic, dai seama, de atâția ani, cred că 2010, George, nu? Dacă țin bine minte. Da. 2010, da, practic. 2010. De atunci ne cunoaștem. Ce să zic, colegi de cameră, colegi în teren, o perioadă. Și na, e bine să și e frumos să te revezi așa după niște ani în care să-ți mai aduci aminte prin ce ai trecut, prin cantonamente, prin meciuri, prin Săftica, dacă ne aducem aminte de Săftica, cât timp am petrecut pe acolo. Și e plăcut așa să te revezi după ani. George, tu de fiecare dată am venit la tine, m-ai primit la Arad, acum cred că au trecut deja vreo 2 ani pentru un reportaj, pentru că trebuie să spunem, sunteți acum aveți calitatea de foști fotbaliști, dar sunteți și antreprenori de succes, atât tu cât și Liviu, și de fiecare dată mă întrebai ce mai face Liviu Ganea, deși voi vorbeați, mă întrebai pe mine să afli așa poziția jurnalistului. Cum e și din punctul tău de vedere această prietenie care, uite, a rămas și după ce ați... Păi te întrebam să văd dacă ai mai mâncat burgeri. Că vin ai băut. Da, la vin trebuie să recunosc că ai un vin bun la Arad. Spune-mi cum e partea asta. Tu te-ai retras din activitate tânăr, știm problemele de sănătate, nu le mai reluăm. Ai fost forțat din punctul ăsta, ai zis că nu vrei să mergi mai departe dacă nu te simți bine în teren. Cum ești acum? Foarte bine. Uite, ieri am fost la un antrenament cu juniorii de la Under 17 de la UTA și am făcut antrenament normal. Mă simt bine. Oricum, deja am un proces de, să zic așa, remodelare corporală. Mai e greu, George, știu ce zice, e greu. Avem un element aici. Nu pot să spun că sunt gras, dar na. Mai pufos. Piulim, nu facem, exact. Dar am slăbit vreo 7-8 kg, mai am vreo 5 la kilogramele pe care am jucat. Cineva în studio aici, să știi, nemâncat de ore bune, pentru că este la un program de... Doar fasting-ul ne mai salvează. Fasting chiar îmi spunea înaintea emisiunii că nu știe ce să mai facă, așa că... Da. Cum e că, Liviu, cu lupta asta cu... Că acum tu, dacă ești în mediul ăla cu burgeri, că tot a spus George... Bă, e greu, pentru că, uite, nu-ți dai seama de kilograme, știi? Ajungi să-ți dai seama pe la cămăși, pe la tricouri. Și, bă, tricourile astea odată erau largi așa, știi? Acum nu mai sunt largi, sunt cam pe tine, sunt cam strânse așa. Și dacă te mai urci pe cântari, așa cum ți-am zis eu înainte de emisiune, că m-am urcat pe cântar acum câteva zile și aveam 96 de kilograme, am zis, bă, 96 n-am avut niciodată, zic, stai un pic, așa că nu e bine. Hai să o luăm înapoi, hai să începem cu fasting, cu salata, hai să mai lăsăm dulciurile, hai să mai lăsăm burgerii, hai să mai lăsăm și slăbești, normal, da? Trebuie să ai un pic grijă, pentru că organismul își aduce aminte, știi, oarecum de ceea ce făceai, dar trebuie să faci și mișcare, puțină mișcare, iar nu faci nimic, iar nu e bine. Mai intri, te-am văzut în turnele de mini-fotbal, e adevărat, acum câțiva ani, uite, George ne-a spus că s-a băgat la un antrenament cu cei mai tineri.
Mișcare mai faci? Nu am mai făcut în ultima perioadă, ce e drept, dar vreau să fac pentru că se strâng băieții la, aici, la Ciprian, la bază. Se strâng la fotbal și de două ori pe săptămână și am zis, bă, trebuie să mă duc ca să mai slăbești un pic. Că tu în mintea ta te gândești că tu alergai cum alergai înainte sau tu trăgeai la poartă cum trăgeai înainte, dar tu de fapt nu mai poți, că nu te mai pregătești, nu mai faci nimic. Și cumva trebuie să ții în ritm. Domnilor, haideți că am făcut această intro mai lung să văd cum sunteți, deși trebuie să recunosc pentru suporterii Dinamo Viștea am făcut-o, că eu am mai ținut legătura cu voi. George, dă-ne știri din tabăra adversă, pentru că ești fan al UTEI, mergi împreună cu copiii la meciuri, cred că ții legătura cu Mircea Reni. Care este atmosfera în tabăra UTEI pentru acest meci important, atât pentru UTA care țintește play-off-ul, cât și pentru Dinamo, am spus eu în prezentarea acestei emisiuni, nu își permite să piardă puncte înainte de asaltul din play-out. Bine, pentru UTA și pentru mine și pentru restul spectatorilor, cred că este o surpriză plăcută. La cum au început campionatul și ce probleme au fost și lipsa de jucători, lipsa de omogenitate între ei, au realizat ceva fantastic. Să depinzi de un meci în care poți să mergi în play-off este ceva extraordinar. Acum, cred că play-off-ul ar fi ca și cum ar câștiga Steaua, Dinamo, campionatul pentru noi, pentru că nu suntem noi de play-off momentan. Conjunctura ne-a dus să fim aici. Acum, eu vreau, în primul rând, UTA să fie la mijlocul clasamentului, să-și formeze o echipă bună, să nu mai schimbe atâția jucători și să promoveze foarte mulți tineri din pepinieră, pentru că, drept dovadă, vindem bine. Și din spate vin alți copii care eu personal i-am văzut, i-am simțit în teren și au șansă să plece de la UTA, să joace, pentru că UTA nu le poate oferi mai mult de atât momentan. Uite, apropo de copii și de tineri, știm ce s-a întâmplat cu Rareș Popa, a ajuns la Rapid. Mie îmi place un puș, l-am urmărit de câteva etape, Cristian Mihai. Și așa pare o invenție a lui Mircea Rednic și o să ajungem la alte invenții, pentru că Mircea Rednic în decursul carierei lui de antrenor a inventat fotbaliști. Și o să spun eu un nume, o să fac trecerea spre Liviu mai târziu. Spune-mi ce e cu acest Cristian Mihai, care pare că vine așa din aceeași laborator al echipei care a mai dat pe Man, pe Miculescu. Sunt atâtea și atâtea exemple. Am un exemplu chiar aici în ecran, pe tine, că și tu pleci de acolo, Atletico Arad. Mai departe știm toată povestea. Ce poți să-mi spui de Cristian Mihai? Și Liviu poate să-ți confirme. Atâta timp cât bagi un jucător, indiferent dacă că joacă bine sau prost, tot va progresa într-un timp. Importantă e încrederea, să-i oferi încredere. Pentru că corect. Asta se întâmplă. Sunt mulți jucători tineri care, nu știu, nimeresc la alt club unde e presiune mai mare, antrenorul nu are răbdare cu el sau cu conducerea nu are răbdare și cumva are mari șanse să se piardă. Dar în momentul în care tu îl bagi, îl ții aproape de echipă și să știi când să-l bagi, iar e foarte important. Când ți-o oferi minutele alea. Pentru că așa se crește un jucător, așa cum știi, George. Asta e cel mai important. Să-l ții acolo, să-i voi oferi încrederea. Voi aveți propriul exemplu. Plus că sunt și alte exemple. O să rog pe George să ne spună de Cristian Mihai și o să fac eu o paralelă cu un jucător, la fel, tu știi, îi știi povestea foarte bine, inventat de Mircea Reni. Deci povestea nu o știu foarte bine. Știu că a fost... Este un băiat extraordinar din ce mi-au spus cei din anturajul echipei, un băiat foarte modest, muncitor, nu își vede de atribuțiile lui în teren ceea ce și se observă. Am înțeles că are ofertă. De unde? Nu știți, nu pot să spun de unde, dar am înțeles că are ofertă. Mi-ai dat tema acum după emisiune, okay. Să-l urmăresc anumite echipe. Eu nu i-aș da drumul momentan, el trebuie să mai joace 6 luni, un an, ca să prindă încredere și experiență, pentru că dacă va merge la o echipă mult mai bine clasată, nu cred că vor mai exista șansele pe care le are aici. Și să greșească atât de mult, că trebuie să greșești ca să înveți în teren. Și el, cu siguranță, dacă va juca în continuare, va fi un jucător pare care se va vinde iarăși pe bani mulți. Și-a fructificat șansa și aici când vorbesc de fructificat șansă, vin spre Liviu și îl întreb de povestea lui Ștefan Radu, pe care tu știi foarte bine, ai fost în vestiar acolo și Ștefan Radu, care era la echipa a doua la Dinamo și acolo cu probleme, cu accidentările, era și un pic viața, avea viața sportivă, de fiecare dată mai apăreau tot felul de
de informații, Ștefan Radu fructifică sub bagheta lui Mircea Rednic o astfel de oportunitate pe care Cristian Mihai o primește la UTA acum. Povestește-mi, pentru că știu că el trebuia să meargă Fane Radu. Da, nu, a fost discuție foarte simplă. Discuția a fost pe holul la Săftica, în care trebuia să se plece, nu mai știu dacă sau se venise din cantonament, nu mai țin minte de unde, și era discuția să plece jucătorii împrumut la Jiu Petroșani. Și la fel, Fane, Radu Ștefan trebuia, Scarlatache, care a și plecat. Da, a mers. Era vorba de mine, era vorba de Predescu, era vorba de Chiacu și, nu mai știu, parcă ăștia eram. Și trebuia să ne împrumute pe toți. Să plecăm să jucăm, pentru și că... ați și mers toți în afară. Eu am plecat de... la... De Fane Radu. Da, eu am plecat la Otopeni, cu Chiacu, cu Predescu. Scalatache a plecat la Petroșani, unde trebuia să plece și Radu Ștefan. Radu Ștefan n-a mai plecat. Și l-a oprit Mircea Rednic la... Da, de ce n-a mai plecat? Pentru că n-avea fundaș central. Fane era, nu mai știu, țin minte câți ani avea, dar și el era mic de vârstă, că el practic e cu 2 ani mai mare ca mine. Și n-a mai plecat. Și a rămas și l-a băgat să joace. Și l-a băgat în teren, care toată lumea și atunci, domne, bagi un copil fără experiență, îl bagi fundaș central. Ce fundaș central? Cred că el atunci, la echipa a doua, juca fundaș stânga. Mai mult. Sau era acel sistem cu trei juca fundași și, centrali? Și, nu, care... dar juca și central și funda stânga, da, când era nevoie la Dinamo 2. Și l-au primit Mircea Rednic și uite ce a însemnat cariera lui Radu Ștefan de atunci. Pentru că el practic a prins anul ăla cu titlu, 2006-2007. I-a dat acea șansă. Da. Îmi zici, în concluzie, să... trebuie să ai și noroc. Și noroc, și asta și clar. Nu numai, dacă l-ai, trebuie să-l fructifici în momentul, pentru că sunt mulți care au avut noroc și n-au reușit să fructifice. Vă dau, eu de fiecare dată scriu acum să venim în realitatea noastră de la Dinamo. Văd povestea lui Costin Amzăr, un copil plecat de la junior, un copil care a muncit să ajungă dintr-o, nu dintr-o familie cu statut sau nu, a muncit, a tras, s-a ridicat și consider că dacă nu o să fructifice acum momentul și simt că îl pierde, s-ar putea să piardă un tren foarte, foarte important. Pe asta zic, nici el nu mai e chiar copil, nici Amzăr. Cumva, cred că toată lumea așteaptă, dacă să ne uităm și la suporteri, dar și la cei care am jucat. Te aștept să la un pic mai mult de la el. Adică te aștept să vezi progresul ăla de Liga 1. Bă, hai să-l văd că după astea 6 luni e mai bun. Hai că a venit cu ceva în plus. Adică, cumva, eu cred că și la asta trebuie să te gândească. Nu e de ajuns doar să fii în teren. Ok, ești în teren, dar ești în teren, în momentul de față, la o echipă a lui Dinamo, unde nu ai prea mare concurență. Pentru că pe Amzăr nu prea are cine să-l scoată din echipă. În momentul de față există varianta Bordușanu, pe care eu cred, chiar dacă Amzăr și-a revenit, că Kopić, este invenția lui Kopić, Bordușanu acolo, în banda stângă, mai retras, pentru că el are un jucător de atac. O să meargă în continuare pe Bordușanu, atâta timp cât Bordușanu își face treaba. Dar, George, vreau să te întreb apropo de Săftica și de a veni la un club din București. Tu ai o poveste când ai ajuns la Săftica. Cred că ai rezistat fix o noapte și ai plecat acasă. Nu, am stat mai mult. Da? Cât ai stat? Dar de plecat ai plecat sigur. Păi, atunci au fost Marius Nicolae, Dănciulescu, Niculescu, Andrei Cristea, Liviu, Bratu. Au venit și George de la Rad. Hai. Îți dai seama că nu erau locuri la Săftica de cazare și mai stăteam la Rin, în Otopeni. Și de acolo în fiecare dimineață ne ducea, cred că am făcut atunci 4 antrenamente pe zi făceam. Cred că Liviu știe cu Neando. Da, a fost o perioadă. Neando. Îți dai seama, 4 antrenamente pe zi, să te duci să vii numai pe drum, să pierzi jumătate de oră, să mergi, să dormi, să mănânci, să... Nici n-aveam loc la masă toți acolo la Săftica, mâncam pe rând. Eram foarte mulți jucători. Da, și... era practic lotul lărgit, era toată lumea, toți eram. La un moment dat, era... între antrenamentele de dimineață și după... făceam dimineața alergare în pădure la Săftica și apoi făceam aerobic la ora 11 sau la... Al treilea antrenament era aerobic și stăteam acolo, mă odihneam în sala de forță. Îmi puneam saltea pe jos. Și stăteam acolo vreo oră între antrenamente. N-aveai pat unde să te duci, practic. Păi n-aveai. La un moment dat, între antrenamente, nu ne-am mai dus la Rin. A zis, domnule, pierdeți prea mult timp, hai, stai. Și era Neagelu Bucătaru. Da. Mi-a dat patul lui.
A zis, hai, odihnește-te aici, știi? Și Dormit da, în patul stăteam acolo, bucătarului. foarte greu. Și mi-am dat seama atunci, domnule, n-am nicio șansă să joc. Adică eu vin aici de la divizia B, în care joc meci de meci și la o echipă care mă bat la promovare și vin aici și nu o să mai joc. Erau și 7 vârfuri, atunci cred că pe rând au plecat Niculescu cu trupa la Cluj, la U Cluj. Da, sau Niculescu sau la U. Da, cu Adrian Cristea. Andrei Cristea, nu știu dacă a rămas sau a plecat după vreo câteva luni în Germania, parcă. Așa, și mi-a spus la Neando, eu vreau să plec acasă, că deci n-am nicio șansă să joc. Ce ai spus? Că ai plecat ca... neanunțat. Noi la presă am aflat atunci că Țucudean nu mai e. Erai dat deja în urmărire generală și cred că te păștea și o suspendare, dacă nu a existat la un moment dat un dialog. E o fază comică. I-a spus, Neando, eu plec, nu mai stau aici. Domnule George, că am vorbit, aici s-au dat bani pe tine. Ok, bine, eu plec acasă, trebuie să mă duc să merg în altă parte. Și a doua zi, nu mi-a zis nimeni, te anunțăm de seară, nu mi-a zis nimeni nimic. A doua zi am lăsat la Bălgrădean geanta, poftim, du-le geanta. Și am plecat, am făcut bilet de avion și am plecat acasă. Și m-a sunat înainte de zbor Neatică Dănilescu. Băi, Țucudene, te suspendăm 2 ani și 20, Neatică, că nu mai vin, mi-a zis. Dar până la urmă s-a găsit înțelegere și te-ai întors la Dinamo și ai avut rezultate. M-au lăsat la UTA 6 luni împrumut și după aia cred că l-am sunat pe Neando de Sfântul Ion în ianuarie. Ți-ai cerut scuze. Și da, mi-am felicitat și atunci mi-a spus, vii? Și atunci am fost foarte convins, da, vin. M-am urcat pe avion și am plecat, atunci ne-am întâlnit în Antalya. Și te-ai întors la Dinamo, echipă de care practic aparțineai, că exista discuția. Discuția asta. Și tu ai amintiri multe, Liviu, de la Septica și mi-aduc aminte de un interviu extrag așa, chiar cu Mircea Rennic, că trebuie să vorbim acum de Mircea Rennic. Vine, e un eveniment, de asta spun și o să parcurgem și în timpul emisiunii. Ai avut un început greu așa în relația cu Mircea Rennic pentru că ai fost marginalizat. Acum, dacă termenul e pretențios, tu să-mi spui, când i-ai spus, l-ai înfruntat pe Mircea Rennic și ai spus că tu nu mergi în cantonament, că trebuie să-ți dai bacalaureatul. Da, iar când s-a întors fost... echipa din că tot avem discuția asta dacă fotbaliștii trebuie să aibă și puțină școală. Uite că la un moment dat te lași de fotbal și trebuie să ai da, și te lași, puțină. Da, să zic, a fost un moment de cotitură, pentru că atunci dacă alegeam să merg în cantonament cu echipa și nu dădeam bacul, probabil aș fi avut șansă mult mai devreme să joc la Dinamo. Și cumva atunci alegând să merg să-mi dau bacul, Ai simțit din partea lui Mircea Rennic acea ranchiună? Da. Păi da, păi îi dădeam lui Neagi ghinițul la poartă. Eram, deci dar eram 20 de jucători la antrenament și eram al 21-lea și ia și tu o minge și du-te, dă-i, era până... Adică îți dai seama, te simțeai, nici nu zicea să nu te cheme la antrenament, că te chema, dar în același timp și o minge de lui Neagi. Îți dai seama cum te simțeai. Că, și cât timp a durat asta, supliciul ăsta, păi să-i tragi lui Neagi, luni. Antrenorul, să spunem, antrenorul cu portarii. De la Dinamo. Deci tu îi trăgeai antrenorului cu portarii la poartă. Păi da, pentru că el atunci a fost în cantonament în Franța și l-au luat pe Mendy. Mendy nu era... Da, Jean-Philippe Mendy. Da. Și l-a luat atunci Neamir și l-a luat pe Jean-Philippe și el juca atunci. Și era adus de el, da. Da, și nu mai... Te dai seama, te simțeai prost. Era posesie, nu zicea, bă, ăsta care e în plus e joker. Nu, ia o minge și ieși afară. Adică era... Și cât timp te-a ținut așa? Nu, a fost câteva luni, nu știu, cred că a fost vreo 4-5 luni. Și cum ai rezistat? Că e rău, foarte rău a fost. Da, te simțeai iurea, te simțeai și bă, ești în plus pe aici, adică vin degeaba, adică eu de ce mai vin? Pentru simplu fapt că ai ales să dai... Da, probabil atunci ce ai zis, bă, nu contează, lași tot, vin cantonament. Și atunci e cu duș întors, probabil te gândești, bă, dacă nu dădeam bacul și eram mai devreme, poate lucrurile se întâmplau mai devreme. Jucai mai devreme, era cumva altfel. Îți dai seama, Cătălin, că ne-a Gigi nici nu ploja. Ne-a Gigi era din picioare, așa, era de pe picioare. Da, ce da. Dar mare, în schimb. Nu plonja, însă cu siguranță reușea să scoată. Nu știu cum era în șut. Păi le dădea jos la picior. Dar știi de unde ți se trage și rezolvarea, dacă nu ți-aduci tu aminte, că a fost un meci în care ai intrat. Și de UTA, ca să vezi.
Vezi că de asta Uta, da. Ca să vezi, da. Cu Uta... Din alergare ai dat cu dreptul sub bară. Stângul. Stângul, sub bară. Da, Niculescu. Da, da, și atunci când... Asta e ciudat, pentru că atunci dacă stau să mă gândesc pe bancă, în momentul în care Dinamo, ok, a luat titlul, pentru că atunci Ionel Ganea plecase, mai rămâseseră... A plecat la Rapid atunci. Sau la Timișoara. Sau la Timișoara, după, nu, cu Rapid. Mai rămâsese Danciu și Niculescu și banca atunci de la UTA, eram toți jucătorii de la Dinamo 2. Eram eu, eram Lemnaru, eram Mușat, era Chiacu, era, adică eram numai juniori. Deci atunci, practic, banca lui Dinamo, asta era. Pentru că plecaseră, Ionel plecase și au mai fost jucători care au plecat atunci și cumva... rămăseseră în copii, cum ar veni. Adică dacă stai să te gândești la Mircea Rednic, ok, a luat campionatul cu Dinamo. Dar banca după aia care a fost din returul ăla, a fost banca de Dinamo 2. Campionatul și după, între campionat și evenimentul ăsta pe care îl spui tu, există acel moment Lazio. Nu îl mai reluăm, că l-am reluat și nu o să ajungem niciodată, o să rămână așa o un mare mister. A fost și evenimentul Lazio în care lucrurile s-au rupt. Acolo lucrurile s-au rupt, de fapt, lucrurile erau rupte în vestiar înainte, de la meciul cu CFR Cluj, când îți aduci și aminte de meci. Da. La nivel de vestiar atunci. Eu spun că acolo a fost un moment în care Dinamo se rupe. Cu banii de la Gigi Becali, cu tot ce s-a întâmplat. Nu știu dacă erai tu conectat la realitatea asta cu banii de la Gigi Becali. Bine, noi nu știam. Noi știam că trebuie să primim o primă de la club. Asta era, domnule, clubul vă dă bani. Atunci dar tu crezi că s-a rupt atunci, că tot vorbim de Mircea Rednic, s-a rupt atunci Dinamo? Băi, nu știu dacă s-a rupt Dinamo, dar în vestiar îți dai seama că au fost niște discuții. Eu țin minte că era Lobonț care era supărat, erau mulți care erau lideri în vestiar. Noi, îți dai seama, noi care eram copii și care ne bucuram și noi că jucăm 15 minute sau așa, la noi practic nu erau, sau poate nu știam noi tot. Dar cu siguranță s-au întâmplat niște chestii atunci, care s-a întâmplat pe la tribuna oficială, pe la Dinamo. Aceea care... ședință în care au fost blesteme, au fost injurii între Rednic și liderii vestiarului, de asta spun. Da. Și o să-l întreb pe George, ești în realitatea clubului UTA, cel puțin ca fan, spui noi când vorbești, pentru că ești de acolo, ești riveran în Arad și este echipa orașului. Cum e Mircea Rednic acum, George, față de cum l-ai cunoscut? Pentru că și tu l-ai cunoscut la Standard și le spun prietenilor noștri, sunteți doi jucători care sunteți atașați ultimelor trofee câștigate de Dinamo. Scot aici acea cupa a ligii din 2017. Vorbesc de tu, Liviu, care ai câștigat campionatul în 2007, ultimul titlu al lui Dinamo, iar tu, George, ești pe teren și la cupa din 2012 și la Supercupa, tot în 2012, cu CFR Cluj. Spune-mi cum e Mircea Rednic. Nea Mircea, eu îl văd mult mai atașat de club față de cum era înainte. Foarte sufletist. Și fanii, și suporterii UTA-i sunt, și orașul respiră fotbal aici în Arad. Iar cum e oraș mic, imediat se află toate informațiile, orice bârfă circulă, se află foarte repede. Doar că față de cum era UTA când juca taică-miu și suporterii erau foarte pretențioși, culmea, acum au răbdare și au avut răbdare și cu Balint înainte, atâtea etape, și cum a venit Minea Mircea și a salvat echipa de la retrogradare, și acum cum apreciază jucătorii, antrenorii, au răbdare cu echipa și, drept dovadă, uite că a dus rezultate bune lucrurile acestea. Dacă se întâmpla probabil la alt club să ai atâtea meciuri în care când nu câștigi, și asta probabil se schimba antrenorul. Ei bine, aici nu s-a schimbat antrenorul și au încredere în continuare în Nea Mircea și rezultatele au apărut. Bine, și lui a fost greu, dacă să ne gândim. Da, a fost o perioadă mai grea. A fost o perioadă grea în care toată lumea a acuzat, domne, ai dat afară 24 de jucători, ai adus 26. Au venit foarte mulți, toată lumea știa că nu e omogenitate. Eu niciodată n-am contestat, darul ăsta lui Mircea Rednic de a forma echipă și de a-și apropia jucătorii, de a avea un vestiar, de a avea concurență. Până la un punct asta cu apropiatul jucătorilor, pentru că am discutat de un eveniment Da, știu. Și apropie la modul de, eu știu, de
concurența pe posturi, pentru că știe să facă chestia asta, știe să ți motiveze și are ochi, știe să facă schimbări, știe să promoveze jucători, așa cum am dat exemplu celor de la UTA, ăsta e mic. Adică are chestia asta. Numai că el avea nevoie de timp, pe care atunci toată lumea era foarte supărată că, domne, UTA n-are rezultate și că s-au dat jucători afară și că ce facem. Uite că ușor, ușor și-a pus amprenta pe ceea ce înseamnă clubul UTA și a ajuns la 40 de puncte. Să faci 40 de puncte cu o echipă nouă, practic, formată. Da, practic, nu acum este în această vâltoare. Sunt 5 partide implicate, de unde, practic, vor răsări echipele care merg pe locurile rămase în play-off. E o performanță pentru mine. Eu nu mă așteptam. Vă spun sincer, îl știu pe Mircea Rennic din mandatul de la Dinamo, de atunci eram la fel jurnalist acreditat la Dinamo și am crezut că este un antrenor vetust, adică are metode învechite, pentru că antrenamentele lui Mircea Rennic, cele din 2007, 2008 și după că am mai avut mandate la Dinamo, erau plăcute față de ce sunt. Erau plăcute și asta ce spui tu, exact cum la nivel de vestiar vorbea. Și vreau să vă întreb pe amândoi, pentru că ați lucrat cu el. Ați auzit vreodată de chestiile astea, că și aduce jucătorii, comisioane, voi sunteți băieți sinceri. Vi s-a întâmplat, ați auzit ceva, că el are chestia asta atârnată undeva de umăr. De fiecare dată revine discuția asta. Și vă întreb pe voi care ați lucrat cu el. Tu la Standard, tu la Dinamo. Păi da, uite, dacă să ne gândim, eu ce pot să vorbesc din perioada Dinamo de atunci. Ok, el a adus niște jucători. Nu am să auzit că a venit atunci Zecalanga. Da. A venit Mendy. Dar atunci nu există, adică nimeni n-a spus nimic și nici nu s-a auzit de așa ceva, că în momentele alea domnului Rednic. Perioada lui Rednic, care, eu știu, care a ieșit cumva așa și au avut și proces din ce știu, a fost cu Negoiță. Că de fapt atunci au fost chestiile. Atunci au fost. Atunci s-a întâmplat că s-au dat, nu știu, un ziar, s-au dat atunci anumite comisioane pe care le-ar fi încasat fica, da, Luana, sau cine le-a încasat, pentru jucătorii aduși atunci. Și cumva a ieșit chestia asta, domne, Rednic ia comisioanea ce jucători. Probabil și el a greșit atunci, dacă stau să mă gândesc, că a implicat-o pe Luana. Adică cumva dacă ar fi făcut transferul cu oricine altcineva și impresarul respectiv lua comision, nu cred că nimeni ar fi spus nimic. Pentru că se știe, toată lumea poate ști comisioane pe jucători. Clar. Oricine, orice jucător care a adus, impresarul cere ceva la club. Unii sunt care nu cer și zic lasă că luăm la următorul transfer, dar majoritatea cere atunci. Și cred că a fost greșeala lui atunci cu Luana, pentru că au fost toate transferurile făcute prin ea. Și cumva toată lumea a sărit din cap. Azi, domnule, pistă, ce faci? Da, eu ce aud, Luana este în continuare și în anturajul clubului UTA. George, spune-mi, tu cum ai avut, ce relație ai avut cu Mircea Rennic? Cât timp ai lucrat? Foarte bună. Deci, ca și antrenor și relația să noastră... Să spunem că el te-a adus la Standard Liege. Era pasul tău important în fotbalul important din vest. Păi el m-a căutat din septembrie anul acela și m-a transferat undeva în ianuarie-februarie. Deja vorbisem din decembrie, că din septembrie că mă dorește acolo, că așa, că să joc bine la Dinamo, să dau goluri. Deci atâtea au fost discuțiile noastre. Mai departe, a ajuns să fac ofertă clubului în decembrie. Știu că atunci s-a negociat, am vorbit cu domnul Badea. Domnul Badea, ei voiau să-mi ia împrumut cu opțiune de cumpărare și domnul Badea a fost șmecher, să spun așa, și mi-a zis: George, știi cum e asta? Să stai la coadă la pâine și să nu știi dacă îți vine rândul. Așa că lasă-mă pe mine să mă ocup și de acolo au negociat și am fost transfer definitiv. Mai departe, până la urmă a fost șansa mea, m-a antrenat acolo, aveam o concurență foarte mare, concurența este și jucătorul pe care vor să-l aduc acum, Ezechiel, la UTA. E discuție să-l aducă pe Ezechiel, care mi-a fost coleg și era pe post cu mine, și Baciuai, care ulterior a ajuns la Dortmund și la Chelsea. Era pe post cu mine și ei jucau deja și erau în vizorul mai multor echipe și băgau pe ei ca să... Dar aveai tu o supărare atunci că nu joci. Mi-o aduc aminte. Ți-ai fi dorit? Orice jucător are o supărare când nu joacă. Adică își dorește foarte mult să intre și mai ales când merg la echipă nouă, doresc să demonstrez, să joci și să... Dar așa a fost conjunctura în care după 7 luni, 8 luni am plecat în Anglia. Dar am plecat vreo 7-8 jucători de la Standard, deci nu numai eu. Ne-a propus, a venit alt antrenor, a zis că el are planurile lui. Gândește-te că a fost și capitanul național Israelului și antrenorul a venit de la
naționala Under-21 de la Israel și a zis: domnule, trebuie să pleci că eu nu vreau să-mi pun presiune singur, că pe post cu el juca un jucător care era naționala Belgiei, titular, Fima. Și atunci și el a plecat. Știu că s-au certat atunci israelianul cu antrenorul și a plecat și el, a venit în Anglia. George, ai văzut meciul de la Iași și mi-aduc aminte de un meci cu Iași. 4 goluri ai marcat pe Național Arena. Cred că 2013, nu mai țin minte exact, acolo. 2012. Cum ai văzut, ai fost atacant, amândoi ați fost atacanți, ratările lui Abdallah? Sincer, nu le-am văzut. A fost plecat. Tu atunci mă întorc la Liviu, că el sigur a văzut meciul. Da, știi care e chestia? Că atunci când a venit Abdallah, eu am zis: bă, nene, nu-i de Dinamo. În momentul în care a venit. Pentru că era un jucător ieșit. Bine, nu putea să țină de minge, nu devia nicio minge, nu făcea nimic. Nu mai vorbeam de gol. Zic: bă, nu știu când o dat asta gol, zic, nu știu când o ajuns de gol. Într-adevăr, era foarte nepregătit în momentul ăla. Acum, cu trecerea etapelor, minutelor și așa mai departe, pare că și-a intrat în mână. Bă, e un jucător util, care dacă stăm să gândim, nu știu, și meciul cu Oțelul de acasă. Și cifrele. Da, Oțelul. Începând cu meciul de la Botoșani, de gol, când are exact. Acel gol de 2-0, foarte are important. Are gol, are pase de gol. Și uite că te așteptai ca cumva e în formă și acum la Iași, bă, dacă dădea gol, că el a jucat bine. Dar uite că îi lipsește chestia asta. Să o bage în poartă acum acolo când trebuie. Acum să fim sinceri, că dacă mai avea și finalizarea atașându-i aceste evoluții de care spui și tu din acest an și din aproape din sfârșitul anului trecut, nu cred că ar mai fi fost la Dinamo. Trebuia să... Însă ratările lui sunt pentru un atacant, te duc în depresie, te bagă în depresie. Da, da, asta zic că e și momentul important al echipei, că contează și că ratezi, că dacă tu ratezi la 2-0 pentru tine și ai ratat, știi cum e, lumea trece foarte ușor peste și lasă-mă că intră următoarea, nu-i problemă. În momentul în care tu știi că, bă, ai nevoie de puncte, te duci la să joci la Iași un meci de care pe care, cum vorbeam și înainte de emisiune, 1,5 puncte valora golul ăla. Ți-o bagă mingea în poartă, ai luat 3 puncte, tu de fapt ai un punct jumătate peste ei în momentul în care se înjumătățesc. Adică e foarte important. Și cumva atârnă greu pentru că e moment la 0-0, trebuie să dai gol, să pleci cu 3 puncte de acolo și e foarte important, sunt foarte importante momentele astea. El n-a reușit, din păcate, uite că... Na. George, n-ai văzut meciul de la Iași, însă cu siguranță l-ai văzut pe Abdallah. Cum ți se pare Abdallah? Din perspectiva asta în care zici, domnule, trebuie să facem puncte și arata, da. Dar important e care ocazie. Dacă n-ai ocazie, n-ai cum să dai gol. Și dacă nu te duce echipa acolo ca să ai ocazii, n-ai. Și mai departe, că poți să ai ghinion. Liviu știe că poți să faci totul bine și când ajungi acolo se întâmplă o ceva. O dai cu călcâi în ea, o dai peste poartă, o dai în fundaș central care e unul singur pe linia porții și în ăla dai și ți-e mingea de în poartă. Se întâmplă. Sau ai când îi dai în cap și se duce așa ploată sau rău și intră în poartă. Dar credeți că Dinamo a rezolvat această problemă din avamposturi, din față? Mult timp s-a discutat, trebuie atacat. A venit Selmani și iată ce înseamnă absența lui Politic. Din punctul meu de vedere, Politic este jucătorul de explozie, din păcate pentru Dinamo, singurul de explozie de la jumătatea terenului în sus. Într-adevăr, și el are o problemă cu curatările, dar dă la poartă, încearcă și iată, îi și iese uneori. Are Dinamo probleme în atac. George Scudean. Atâta timp cât jucătorii nu marchează, da, poți să consideri că au probleme în atac. Dar dacă jocul îți dă încredere și ajungi acolo, cred că va fi doar o chestiune de timp. Să nu fie prea târziu, că nu mai au mult timp la dispoziție. Dar ce îmi doresc eu să câștige, să nu cadă afară. Am vorbit de Politic, Liviu, și Denis Politic, tocmai ce s-a întors de la Belgrad, de la vraciul Mariana Kovacevici, îi spun vraciu în continuare, și te întreb, se pare că va fi ap de joc pentru meciul cu UTA, a lipsit și a și lipsit lui Dinamo în exprimarea din atac Denis Politic. Care e experiența ta cu... Eu am rămas un pic surprins când am auzit informația asta că în 2024 se mai merge la Mariana. Unii jucători au mers la Mariana, au intrat, au jucat, știi foarte bine, ai colegi de echipă. Dar tu ești un caz care ai fost la Mariana și ai fost foarte aproape să-ți închizi cariera cu experiența asta de la Mariana. Păi da, pentru că ceea ce aveam eu nu era de Mariana, în primul rând. Am avut o ruptură musculară care, într-adevăr, a fost lângă tendon. Și necesita o altfel de tratament și altceva. Normal că, în momentul în care, nu știu, cum a fost atunci și
moda, că foarte mulți colegi de mine de la CFR din perioada aia se mergeau la ea. Și practic pe mulți a făcut bine de pe o săptămână pe alta. La mine n-a fost cazul, pentru că la mine era mult mai complexă treaba și cumva n-ar fi trebuit să merg acolo, dar în fine, nici eu nu știam atunci, nici stafful de atunci de la CFR n-a știut exact problema și m-au trimis acolo. Într-adevăr, la mine n-a funcționat. Eu am fost acolo. Ne explici puțin care e, fă-ne așa un peisaj al... Te duci la Mariana. Unde te duci? La Mariana. Mariana, Belgrad, o doamnă cu placentă, cu ce am auzit noi, cu aparate. Nu a fost nicio placentă, nu știu. La mine a fost foarte rudimentară treaba. Adică eu am fost atunci, mi s-a făcut un ecograf care în celălalt nu era foarte concludent din ce știam eu. Dar unde, care era peisajul, cabinetul? Peisajul era, nu era cabinet, era o cameră de hotel la Hotel Belgrad. În care Hotel venea, Belgrad din Belgrad. Exact, în care ea venea cu un aparat din ăla micuț așa, alb, o chestie ca un fel de, nu știu cum să spun. Păi și unde un hotel? În recepție? Unde? Într-o cameră de hotel. Într-o cameră de hotel. Da, rământ acolo făcea ea atunci tratamentele. M-a ținut acolo vreo 4 ore în care mi-a făcut toată treaba aia. Mă întreba cum ești, bine, ești bine. Eu tot mă durea piciorul. Zic, dom'le, e mai bine, dar zic, tot mă doare. Ca după aia, îți dai seama, să mă întorc la antrenament la CFR Cluj, să mă doară piciorul, să mă durea în ce în ce mai tare. Am zis, bă, nene, ceva nu-i bine, n-are cum. Nu, că o să vezi că după aia, după o perioadă, care perioadă? Că după perioada aia am luat vacanță. Și eu, când am plecat în vacanță, eram accidentat. Eu nici nu știam. Eram accidentat și când m-am întors, când m-a văzut medicul lui Bayer, mi-a zis 3 luni de zile... Ai la medicul lui Bayer. Da, am avut norocul ăsta că cei de la CFR Cluj aveau atunci... Aveau chestia asta că rămăseseră cumva în relații foarte bune cu cei de acolo și am avut noroc că m-am tratat la el și mi-a zis, bă, 3 luni de zile vezi că trebuie să stai liniștit să urmezi tratamentul ăsta dacă vrei să mai joci, dacă nu, te lași. Și posibilități. Da, da. George, tu ai făcut vizite pe la Belgrad sau te-a ferit Dumnezeu de chestia? Nu, am avut doar o singură ruptură fibrilară, am avut în toată cariera. Înțeles, deci n-ai... Spune-mi, cât de important este Denis Politic pentru Dinamo din punctul tău de vedere? Atâta timp cât e un jucător care joacă bine pentru Dinamo, e clar că e important, mai ales în momentele astea. Dacă lipsește, ai o problemă atunci, că n-ai cu ce să-l înlocuiești. Dacă aveai cu ce să-l înlocuiești, nu mai discutam despre el. Discutam despre rezultatele Dinamo și domnul e la mijlocul clasamentului, se bate pentru play-off. Asta mi-aș fi dorit eu. Dar așa, fiind un jucător foarte important, e clar că orice meci care nu joacă e un minus mare. Liviu, e indispensabil în momentul de față? Da. Este, pentru că nu e altul. Nu e altul care să poase, pentru că dacă te gândești la Milanov joacă dreapta, dar el nu are explozia lui Politic. Asta spune. Te uiți la Politic, bă, are forța aia în picioare, pleacă cu mingea de pe rut, împinge, pleacă. Știți cum împinge, dacă îmi permiteți voi, dar pentru că Claudiu Niculescu avea explozia asta, într-adevăr, el pe lângă explozia asta, Claudiu Niculescu, avea și șutul pe care îl scotea în evidență. Fundașul îl prindea dacă făcea mai mulți pași, dar din explozie și la Politic văd explozia asta. Nu are, se vede că a trecut. Și o duce mai mult, adică fotbalul ăsta englez, adică el e bine pregătit din punct de vedere fizic, împinge foarte bine în picioare, trage bine la poartă, adică e un jucător care în momentul de față e cam singurul din lotul lui Dinamo care poate să facă chestia asta. Și în momentul în care îți lipsește, că nici nu ai altă soluție să-și iau de pe bancă, nu știu pe cine, pe Iglesias, pe care poți să-l iei, care nu are calitatea lui. Și atunci când îți lipsește unul ca el, se vede, pentru că nu mai e altul care să facă chestiile astea. George, o să te întreb și de Kopić și care sunt diferențele, ce ai văzut tu, ce ai urmărit Dinamo, între Dinamo în era Ovidiu Burcă și Dinamo în sub mandatul lui Kopić. Ovidiu Burcă cred că erau mai bătăioși, dar în momentul de față cred că redevin ca cam ce au fost cu Ovidiu Burcă. În perioada bună cu Ovidiu Burcă. Au fost exact, și perioada exact. Prunt. În perioada, nu, în perioada bună. În perioada care au câștigat meciurile când au fost la baraj și au făcut, nimeni nu credea lucrul acesta, că se pot salva. Dinamo trebuie să-și câștige meciurile cu echipele care se bate la retrogradare. Nu trebuie să bate nici pe Steaua, nici pe Rapid, nici pe CFR. Ei trebuie să-și câștige efectiv meciurile care se bat la retrogradare. Acum vine play-out-ul, e clar că vor fi meciuri foarte importante pentru ei și dacă diferența de puncte va fi mică, cred că lucrul acesta le va da încredere că pot să întoarcă dezastrul care a fost de la începutul campionatului.
O întrebare pentru amândoi și încep cu tine. Ce șanse are Dinamo în play-out în momentul de față? Suntem cu două zile înainte de meciul cu UTA, ultimul din sistemul regular. Ce șanse are Dinamo să se salveze de la retrogradare în momentul de față? Restul echipelor deasupra ei. Două, trei echipe care sunt deasupra ei, pentru că nu sunt mai bune celelalte. Egale sunt. Eu să știi că vreau un... A, egale, 50-50, asta vreau să spun că... Sunt pretențios, vreau niște procente de la tine. Liviu, tu ce spui? Vrei în procente, deci? Dacă poți, sunteți oameni de afaceri, acum ce vreți să fac? Trebuie să merg pe treaba asta. Păi, dacă stai să ne uităm pe clasament, până la urmă trebuie să te uiți pe cine poate băga Dinamo sub ei. Și dacă stai să te gândești, dai Botoșani, Voluntari, Iași. Mă gândesc că FCU nu intră aici. Nu spui că nu. Încă FCU este securizată. Zic că e securizată. De ce? Că a venit Nicolo Napoli. Da, nu de asta. Zic că din prisma lotului. Au un lot bun până la urmă. Au fotbaliști FCU. Adică mi-e greu să cred că ei pot intra în lupta asta cu Voluntariu, cu Botoșaniu, cu Iașu, FCU până la urmă. E o echipă care totuși are un lot bun și cumva nu i-aș vedea acolo. Și cred că, eu tind să cred că peste 60% zic că se scapă Dinamo pentru că a arătat bine. Și asta îți dă încredere. Că a arătat bine din punct de vedere al jocului, dar deja după meciul ăsta cu UTA, când începe play-out-ul, cumva trebuie să joci pe puncte și trebuie să-ți iei punctele. Da. Cu Iași, cu Botoșani, cu echipele care sunt cu Voluntariu, echipele uite, care sunt lângă Voluntari, cu Botoșani, Dinamo și-a luat punctele. Și-a luat puncte cu Oțelu la retur, care și ai în hora asta în momentul da, de față. Da, și Oțelu va intra, a început să colecteze, să aducă puncte, pentru că situația de astăzi este mult mai bună decât cu situația din finalul anului trecut. Chiar din și merg în finalul anului trecut la plecarea lui Ovidiu Burcă, când Dinamo era clar grupată. Și mai e un moment, momentul transferurilor, legitimărilor acestor jucători, care într-adevăr ridică bugetul și aici Dinamo trebuie să fie foarte atentă. Este, încă societatea este în insolvență și sunt anumite cheltuieli. Ridică, dar vin și cu un punct cu valoare. Și asta vreau să te întreb, cum ți se par jucătorii aduși de, în mare parte, Zeljko Kopić, să spune? Nu, sunt jucători care au dus un plus, părerea mea, și sunt jucători de care aveai nevoie. Pentru că a apărut și discuția asta că, domne, Dinamo, de ce nu au luat jucători de la noi? Împrumut. Pentru că nu știu, poate puteai să ceri la unii la alții. Asta e o exagerare, că e greu să iei. Anumit jucători. Da, împrumut, atenție, nu să-i cumpere, pentru că Dinamo nu avea bani să cumpere, e clar lucrul ăsta. Și atunci au preferat filierea asta a antrenorului, practic, pentru că datorită lui Kopić au venit acești jucători. Trebuie să fim mare sinceri. Mare parte, da. Nu Dinamo, pentru că n-a atras Dinamo. Pentru că Dinamo, în momentul în care tu ca și club ai contactat jucătorii respectivi, jucătorii respectivi se uitau, dacă nu ar fi fost Kopić antrenor, se uitau pe clasament. Și au, ok, mare echipă, dar ce fac în momentul ăsta? Unde sunt? Păi sunt pe ultimul sau pe penultimul loc. Atunci nu inspira încredere. Și cumva antrenorul așa se convingă să vină aici, chiar dacă și ei veneau nepregătiți, mulți dintre ei nu erau în cea mai bună formă. Dar având antrenorul ăsta și reușindu-se să-i convingă, uite că ai reușit să-ți întregești cu valutul. Pentru că dacă să ne uităm la valutul Dinamo fără acești jucători, Dinamo stătea foarte rău. Ar fi da, foarte da, rău în momentul clar, ăsta. Dinamo nu avea și nu știu dacă mai lua puncte. Era pujale internațională în momentul în care treceai de mijlocul terenului. Tu jucai, înnotai până în 30 de metri. Era acel, vorbeam de jocul plăcut, construcție de la portar, însă Dinamo se tu înăbușea nu puteai, în 30 ocazii, adverse. Nu aveai ocazii. Nu scrie. Acum, dacă stai să te gândești, bă, la Iași, pe cum i-a prins Dinamo pe Iași, acum că a avut 4 ocazii clare și mari, păi, nu, asta nu se întâmpla în trecut. Ok, că toată lumea spune de Ovidiu. Păi da, Ovidiu săracul e la... Cu ce a putut? Pentru că Ovidiu când a început cu... A fost interdicția la transferul. Păi da, avea interdicția la transferul. Era cu jucătorii care erau promovați din divizia B. Păi ce să faci? El săracul încerca să aibă o anumită posesie în lateral, într-adevăr, să ții un pic mingea, să nu vină ăștia peste tine. Dar Dinamo nu avea forță atunci. S-a văzut asta. N-avea și n-avea forță la mijlocul terenului. Acolo Dinamo câștigă foarte mult prin Naore, Pavicic, Pavicic, Milanov, care e plus. Velkovski în spate, care de multe ori împinge, iese. Pe Edgar Ie l-am văzut ieșind foarte bine cu mingea la picior, dar el clar că mai are nevoie de timp. Da, spun eu în continuare că Dinamo are probleme în față.
sunt, dacă mă întreb pe mine, atacanții sunt, încă nu poți să spui, domne, mă bazez pe X. Gregorio vine, îți dă un gol, după aia dispare trei etape. Abdallah a avut această explozie de formă după ce și-a rezolvat, am înțeles că le-au fost și unele probleme cu, de familie la un moment dat și au apăsat. Însă îți face și un meci ca la Iași, ne spune George Țucudean, că domne, ca atacant e bine că ajungi să fii în fața porții. Însă se vede atât de urât și poți să cazi din punct de vedere mental că ratezi în felul ăsta acel șirac de ocazii și au fost ocazii mari. Selmani încă e departe de absolut orice idee. Da, și cu el problema e că poate trebuie răbdare, dar nu ai timp. Trebuie răbdare, poate în play-out o să culeagă Dinamo de la Selmani. Nu știm încă. Și o să-l întreb și pe George, pentru că pierdusem legătura ca la Fotbal Minut cu Minut la Radio România Actualități mai devreme. Cum comentează transferurile, legitimările făcute de Dinamo în această pauză competițională, între 2023 și 2024, mai mult în 2024, că s-a vorbit că jucătorii au venit destul de târziu? Păi, drept dovadă, tot e un plus. Față de cum a fost, cum a arătat Dinamo în 2023 și cum arată acum. Acum arată bine, îți dă încredere, de-aia m-a întrebat și pe mine și s-am spus, Dinamo are șansă să se salveze. Atâta timp cât își câștigă meciurile cu contracandidatele, sunt convins că se va salva. Doar că trebuie să aibă susținere și din partea suporterilor, să fie stadionul plin. Dar dacă continuă așa și anul viitor iar o să aibă probleme, atunci nu știu. Trebuie gândită o strategie și pe viitor. Dar nu merge tot așa. Dar și suporterii se satură tot în nesiguranța asta, tot așa, de câți ani? Sunt deja, chiar spuneam că am în studio ultimul câștigător de campionat la Dinamo, 2007, și am prin Zoom, te am pe tine, câștigător ultima cupă și supercupă. Vorbesc de trofee serioase. Eu nu cred că Cupa Ligii în 2017, singura reușită din mandatul marelui investitor din Ștefan cel Mare, Ionuț Negoiță, contează în vreun fel într-un muzeu al lui Dinamo, că tot vorbim de fotografii cu cupe, atât de important, de alintat cum este palmaresul lui Dinamo. Ai câștigat-o cu un Rapid, care erau investiții foarte mari, ai câștigat-o cu un CFR Cluj, care, iarăși, cu jucători foarte importanți. Da, vorbești de cupă și de supercupă, când ai fost exact pe teren. În campionat mai vorbesc, atunci în 2007 au fost altceva. Uite că altceva, tot am spus jucătorii de Ionuț Negoiță și vreau să te întreb, George, că de fiecare dată când ne-am mai întâlnit la interviuri, te-am întrebat și te întreb și acum. Ce s-a întâmplat că tu, când te-ai întors în România, te-ai dus la Steaua, FCSB și cum atunci juca cu numele de Steaua? Nu știu, era FCSB, nu era FCSB încă. Atunci s-a schimbat. Atunci, exact atunci a fost acea pauză. De ce marea rivală și nu Dinamo? Păi primul gând a fost să mă întorc înapoi la Dinamo și am spus că nu avem nevoie. Ok. Cine ți-a spus că nu e nevoie? Cine era în conducere atunci? 2014-15. Începuse legenda Renaște, Ionuț Negoiță. De a mai fost odată cu în 2013, tot așa. Și atunci am fost cu Flaviu Stoican antrenor. Și tot atunci, tot așa au fost niște discuții și era să cadă și atunci transferul. Pentru că tot așa voiau să ducă alt jucător cu alte, nu știu, ceva străin și a insistat după aia să mă aducă, dar erau încheiate aproape discuțiile și dar a doua oară când trebuia să mă întorc, atunci era transfer, eram împrumut, dar se putea face transfer definitiv și nu au zis că nu au nevoie. Ok, nicio problemă, nu se termină fotbalul. Și ai preferat să... Cum comentezi tu această experiență a ta la rivale, la Steaua / FCSB? Acum, ca jucător, FCSB, atunci juca cu emblema. Ca jucător, știi că nu ai timp să te gândești prea mult. Ca jucător, știi că trebuie să te antrenezi, să încetrezi, să dai gol. Acum că alegerea a fost făcută, acum dacă stau să dau timpul înapoi și să gândești așa, dar în momentele alea cred că am luat cea mai bună decizie.
pentru mine. Știam că pleacă Claudiu Cheșeru, mi-au spus atunci că pleacă și că o să merg acolo. Am avut șansa mea, am jucat, am dat goluri. S-a încheiat cumva așa, cu sută coața albă, una se scria în ziar și știam din interior că e ok și când s-a terminat cantonamentul, hopa că nu suntem mulțumiți de cum te-ai pregătit, și am plecat toți trei dinamoviștii. Deci s-a făcut acolo. Da, de ce crezi că s-a întâmplat acolo treaba asta? Ai zis cu sută coață albă, toți trei dinamoviștii. Acum nu cred că e o conjunctură așa de... Ba da, cred că... dinamoviști. Am fost acolo trei și a venit Mirel Rădoi și atunci... Dar până la urmă, ca și antrenor, părerea mea, când mergi undeva, e ușor să tai în carne vie, să dai afară 10 jucători și să aduci alții. Dar eu cred că prima oară trebuie să încerci cu ce ai acolo, că aceia s-au antrenat, poți să duci unul care nu e antrenat, poți să duci unul care nu a jucat, până și intră în mână, durează vreo 5 etape să-și revină, până îl duci cu pregătirea bine. Deci nu trebuie toate lucrurile astea puse în balanță, să vezi cum e mai bine să alegi. Atunci eu venisem după 6 luni în care am fost, mă simțeam foarte bine, m-am simțit foarte bine în cantonament. Și... deci ăsta a fost un pretext. Cu... eu nu pot să-mi reproșez absolut nimic din punctul meu de vedere la cum am pregătit atunci și eu nu pot să-mi reproșez. Doar... dar Mirel Rădoi, crezi că a avut ceva atunci, faptul că voi erați dinamoviști? Pentru că se știe, Mirel Rădoi a fost un rival tradițional al lui Dinamo. S-a văzut în încrâncenările din teren pe vremea când era jucător. Crezi că a fost ceva că erați dinamoviști, că aveați în trecut Dinamo, tu, Luchin și nu mai știu cine era atunci? Eu zic că da. Eu, Luchin și Tamaș. Și cine? Tamaș. Ah, și Tamaș. Tamaș. Da, eu zic că da. Asta că a târnat că erați dinamoviști. Că ați avut în trecut Dinamo. Eu zic că da. Păi nu aveți ce să le reproșezi lor, că ei jucau bine toți, ce să le reproșezi? Corect, de asta am și vrut să... până la urmă, să întreb. Dar echipa asta mai avea și un patron, care a investit atât în George Țucudean, cât și în Luchin, cât și în Gabi Tamaș. Acum toți trei au fost proști. N-ai nevoie de unul, zici lui unul că, bă, nu știu, Luchine sau n-a jucat sau a jucat mai puțin, sau, dar nu poți să-l la toți trei, bă, toți trei, conțile care jucau. Tu ai spus, George, în trecut că ai fost transferul tău la FCSB, slash Steaua, vă spun de fiecare dată că nu știu unde să mă poziționez, am o părere și am spus-o în mai multe emisiuni, cine e Steaua, cine e FCSB. A fost și un moft al celor din conducerea lui Gigi Becali să arate că, uite, domne, pot și eu să aduc dinamoviști la... e o declarație a ta, am luat-o eu în documentar. Poți să duci orice jucător de oriunde, dacă îți permiți unul la mână și doi la mână, dacă pui în balanță și valoarea lui ca și fotbalist. Așa poți să iei oricine, nu? Ca și Dinamo a luat jucători înainte de la Steaua, nu? Veneau jucători de la Steaua. Da, iar acum pare o chestiune normală. Un fost dinamovist sau un fost stelist, FCSBist, rapidist, să meargă dintr-o parte în alta. Sunt puțini jucători care mai merg după acest, rămân așa, embleme și chiar nu calcă peste acest detaliu. S-a schimbat fotbalul. Da, afară hai să zici că mai pot. Dar la noi în țară nu cred că poți. Pentru că la noi în țară e o modă acum care... și cum evoluează și lucrurile în lumea asta, nu mai există răbdare, nimic. Și dacă mergi la restaurant și întârzie, așa, scuze, îți întârzie mâncarea... mai ridică-l puțin, așa, e bine. Mai ridic, așa, așa, 20 de minute, deja încep să te miști, să te enervezi, să... asta nu mai există răbdare, nici cu antrenori, nici cu jucători. Ai un jucător care... de exemplu, îl transferi și după o lună, două, trei, n-a jucat bine, gata, nu mai am nevoie de el, îl dau. Nu poți chiar așa. Chiar că dacă ești jucător român sau străin sau... uite, sunt N exemple. Neymar, când s-a dus la Barcelona, cât timp a durat până să se acomodeze din Brazilia în Europa, nu? Durat ceva și era jucător de mare valoare și a avut răbdare cu el. Așa și cu jucători, și cu juniorii, și cu asta. Într-adevăr, este foarte bună regula asta cu Under 21.
Dar când eram noi, și asta nu era nicio regulă. Nu și valoarea atunci. Și de asta e bună, valoare... e bună, dar atunci jucătorii tineri care intrau, și voi sunteți exemple, mi-ați spus mai devreme, ce atacanți erau la Dinamo când împărțea și voi vestiarul, tu nici n-aveai pat, dormeai în patul bucătarului. Păi, Danciu, v-ați impus Danciu, într-un fel sau altul, pe valoare, nu pe regulă. La mine era Liviu, care deja nu mai era junior, era Gabi Torje următorul, cred că e mai mare sau mai mic decât Liviu, nu mai știu, cred că mai e mai mic. Mai mic. Mai mic, Marius Alexe. Alexe mai mic cu 2 ani, deci eram... Eu, și eu cu 3 ani. Da, și tu cu 3. Da, și așa, nu erau 7 juniori veniți, că trebuie să ai 2 în teren sau 1 în teren și 3 pe bancă. Asta zic, bă, vedeți că acum ar fi fost atunci George cu regulă. Să fi avut regulă, să fi avut 2, îți dai seama. Păi muta Marius Nicolae poarta, întorcea de 3 ori invers. Să-mi țin minte că pierdea la meuțe. Da, da, așa e. Nu, asta zic, că și noi, dacă am fi beneficiat de chestia asta, poate, ok, nu erai poate cel mai pregătit să joci, dar să fii obligat o echipă ca Dinamo atunci să joace la lotul pe care l-avea, să poți să joci cu doi, că trebuia să ai și pe bancă, trebuia să mai încă unul sau doi, că dacă se accidentează unul, ce faci? Pe da, cine da, joci? Uite, exact. Acum scuzați-mă, domnilor, dar vă dau exemplele din vestiarul Dinamo în de față. Un Ahmed Bani, un... Grigore, fundaș, care nu se regăsește, banii la fel, a jucat, a avut evoluții bunicele în Liga Secundă, pasul spre Superliga îl distruge. Practic nu există, nu are cifre, intră și nu reușește să se impună. Amzăr, îl vedem că nu mai e același jucător din Liga Secundă. Bordușanu, acum, care este o invenție și face față câteva meciuri, să-l vedem dacă poate. Și mai avem exemple. Am avut exemple tineri jucători dinamoviști împrumutați pe la Tunari. Giafer, care a fost și capitan în Liga Secundă. Pur și simplu n-au putut. Pasul e prea mare între Liga Secundă și Superliga. Bine, asta cu pasul prea mare. Nu știu neapărat dacă e pasul prea mare. De-aia gândește-te să ai fost un antrenor care, îți dau un exemplu, să fi fost Mircea Redic la Dinamo, să joace cu Giafer titular. Meci de meci. Cred că chiar el l-a promovat atunci. Asta zic, contează și conjunctura asta un pic, să știi. Că asta, știi cum e, una e să te duci la Tunar să joci și pe Liga a doua, una e să rămâi la Dinamo și să te bage titular într-un să aibă încredere în tine. Că mai greșit, ce crezi, că Radu Ștefan a greșit? Ba, a greșit. Cum când juca cu... și era și presiune, era și echipa care câștiga titlul, era, dar a avut încredere, l-a lăsat, l-a băgat să joace acolo. Contează și chestia bun, asta. Bun, au mai și jucători din alt material. Acum toți sunt sensibili. Junior, nu poți să le mai spui nimic, nu poți să-i ceri, nu poți să le atragi atenția. Răspund, nu mai există respect față de antrenori. Imediat răspund. Părinții sunt, cred că la junior, sunt cea mai mare problemă. Clar. În primul rând. Și faptul de cum îi crești. Văd eu și la ei mei, și la alte grupe, și părinții. De ei deja când văd, gata, joacă copilul, e bun, gata, deja văd ca o... bănuții de aur, știi, așa. Gap, deja, se uită la el și văd un ducem, sac. Gata, exact, trebuie să-l faci. Stai că nu e așa, că ajunge la o echipă mare și nu poate să facă față. Eu am jucat divizia D, C, B, A. Eu am jucat în toate ligile, în afară de Liga 5-a. Și junior, jucam divizia D și C și aveam meci la junior în vinerea, jucam divizia C. Sâmbătă sau duminică, că trebuiau nu știu câte ore, jucam la juniorii mari. Aveam două meciuri pe săptămână. Acum, eu nu joc în, și divizia B, și C și B erau foarte bune, adică erau la un nivel destul de bun. Păi aveam Pintilii, Liga 2 la Jiu Petroșani, Big Falville la Oradea la o echipă, chiar ieri vorbeam, ce jucători, Budescu era la Petrolul, ce erau jucători, divizia B era bună. Acum? Și plus, uite, vă dau exemplu, Liviu știe, Dinamo 2. La Dinamo 2, păi ce meci era erau la un moment dat prime mai mari decât la prima echipă. Păi cantonament da. Mai bun decât la prima echipă. Păi la Dinamo 2, păi atunci Dinamo 2, când aveam eu 17 ani, când am ajuns la Dinamo, Dinamo 2 era pe primul loc în Liga 2 și n-avea drept de promovare. Păi tu știi cine juca la Dinamo 2? Juca Goian, juca Păcurar, juca... Ropo, juca Pulhac, jucau... Deci era atunci jucătorii care nu prindeau prima echipă, toată lumea mergea la Dinamo 2 să joace. Și nici noi eu n-aveam loc să joc. Pe unde să joc? Juca Claudiu Drăgan, care dădea la Dinamo 2 3 goluri și după aia lua, în weekendul lua Neandu la prima echipă, dădea gol și la... Claudiu Drăgan, de la Arad.
Da, da, pe asta da, zic. Dinamo, păi era, păi n-a, pasă de gol pentru Adi Mihalcea în meciul în care Dinamo învinge pe Steaua în campionat după 9 ani și Dinamo ia campionatul cu Steaua pe teren undeva în partea dreaptă la tribuna a doua, centrează în gura porții, Mihalcea trimite sub... Asta sub zic, păi da, asta era concurența și după aia, într-adevăr, jucătorii cu Dinamo 2 s-a mers pe toată lumea, pe toți tineri. Pe atunci când aveam meci la Vâlcea, jucau frații, juca ăsta Florin, că ăla mic nu era atunci, Florin Costea juca la Vâlcea. Jucam cu FC Brașovul lui Răzvan Lucescu, era Dinu Gheorghe președinte. Petrolul era. Petrolul era... Că se jucau și atunci erau niște indirecte extraordinare. Dinamo 2 era o echipă folosită în indirectele astea. Nu știu, era ideea că noi aveam libertatea asta de a juca și jucai cu jucători cu experiență în Liga 2. Adică nu jucai cu... Nu erau copii, că acum dacă stai să te uiți sunt foarte mulți tine. Atunci nu era Liga 2, era de jucători cu experiență. Adică erau... Bine, la Dinamo 2 urcau, că toți pe care mi-ai spus erau unii dintre ei Pulhac. Era tânăr atunci, într-adevăr, balansa între prima echipă și echipa a doua. Vă întreb altceva, doamne, asta e întrebare grea, că ne apropiem de final. Am zis că sunteți antreprenori, v-am aici, v-am adus și în calitatea asta, unul cu indicație regională, celălalt de Calea Victoriei. Dinamo București vă sună mâine, vorbim ipotetic, nu aruncați, nu suntem la Ziarul Financiar, să investiți în SECE Dinamo 1948 SA. Riscați parte din avere pentru a intra în fotbalul românesc și la Dinamo? Încep cu George Țucudean pentru că stă mai bine pe cifra de afaceri. Sunt departe, la rat. Momentan nu. Și de ce lași acest momentan în arcul discuției noastre? Că nu mă simt eu încă în stare să fac lucrul acesta. Nu neapărat financiar, cât ca experiență. De... Momentan nu. Pentru că încă nu... Sunt anumite lucruri care le văd din punct de vedere sportiv mai mult, care ar trebui, dar din punct de vedere managerial, cred că, bun, pot să investesc bani și să am un președinte. Doamne Țucudean, sunteți acționar, stați acolo și vedeți ce se întâmplă. Veniți în lojă, da, da, venind, vine Liviu cu Trabucu, că aveți exemple în sensul ăsta. La modul ăsta v-am întrebat, nu să fiți dumneavoastră director sportiv, că se caută la Dinamo. Dar venind din fotbal și jucând fotbal, e clar că trebuie să te implici un pic și pe partea sportivă. Nu neapărat acum te gândești, va, fac schimbările, fac nu știu ce, ca strategie. Ca și club, da, te implici. Dar ca și om de afaceri, bun, nu e una să dai bani, stai în tribună și te enervezi. Sau să te enervezi pe banii tăi. Te bucuri când câștigi. Corect, da. Nu, momentan nu. Eu poate peste vreo 10 ani așa. Ah, deci mai vrei să mai ridici niște afaceri. Domnul Liviu Gana, investitor, așa cum am spus, de Calea Victoriei, nordul capitalei. Ipotetică. Păi, ipotetic, da. Cred că încep încet așa. Încep cu sponsorizare până dată. Știi cum e? Ți apare sigla pe, da, pe da, bannerile alea. Știu un fel de Ionuț Negoiță. Tatonezi. Încep încet așa. Încep încet și după aia vezi ce faci. Mă, eu cred că aici la Dinamo, în primul rând, e vorba de bani. Trebuie bani, serios. Pentru că era și discuția în care ce se va întâmpla la anul. Ok, anul ăsta au mai scădat cu suporterii, s-a promovat, cum s-a promovat, echipa și-a revenit cât de cât, se salvează, să zicem, da, se ce faci de la anul? Pentru că de la anul nu poți să mai stai într-un buget dintre ăsta de supraviețuire. Deci trebuie cumva mai mulți bănuți și aici e o problemă. Da, domn Andrei Nicolescu, administrator special și în același timp acționar în Red and White, a spus că Dinamo atacă la anul play-off. Păi da, dacă să ataci play-off-ul, trebuie 8 milioane, 7-8 milioane. Înseamnă că se bazează pe ceva. Doamnește, o să fie așa și să vină banii. Dar dacă n-ai 7 milioane, eu zic că n-ai cum să te bazezi pe niciun play-off. Adică cel puțin ai drept să speri. Domnul Țucudean, ce 7-8 milioane? Că am înțeles că hotelul merge bine. 7-8 milioane fără cei din urmă, nu? Păi, cei din urmă, că urma să mai am o întrebare pentru Liviu Gana, este insolvență, s-au tăiat datorii de peste 5 milioane și probabil, așa cum vor și acționarii, Dinamo se iasă din insolvență în această vară. Probabil, punem în probabil, pentru că mai sunt procese și iată, că voi îmi deschideți următoarele întrebări. Mircea Renic are de luat 33.000 de euro
se tot judecă. 33.000? 33.000, 4 salarii pe care și se judecă cere pentru 33.000? Se judecă pentru 33.000, dar de ce ești așa mirat? Și eu, am avut de luat când a intrat în insolvență în 2000, cât a intrat? 30. Prima oară în 2014. Eu am avut de luat și m-a sunat după, nu știu câte, 6 luni, un an, că dacă vreau să-mi plătească 49% din câte aveam, da? 4 sau 45%. Și am zis, doamne, pentru Dinamo, da. Da, okay. Și să semnezi, să faci o înțelegere. Să... Da, am făcut, dar majoritatea jucătorilor care au fost... Păi stai, că avem aici un caz nefericit. În cariera lui, din cauza insolvențelor din fotbalul românesc, cred că a pierdut jumătate de milion de euro. Cine? Jumătate de milion, sunt mai puțin, dar am pierdut ceva, pentru că acolo la CFR a fost altceva, acolo n-a mai fost... Acolo nu te-a întrebat nimeni dacă mai vrei 49 sau acolo ți s-a dat 5% că așa au vrut ei, că puteau să-ți dea 0. Dar în momentul de față, chirografarii de la Dinamo iau fix 0. Da, așa au fost și atunci. De ce râdeți, domnule, de chirografari? Sună amuzant. Păi și dumneavoastră, cred că tot chirografarii erați atunci când v-am sunat cu 49%. Da, Liviu Gane, atacant slash chirografar. Așa a jucat. Zero. Zero și la revedere. Dacă vrei, mâine, Diego Fabrini, chirografar, împreună cu Isma Lopez, Zinojo și nu mai știu cine și Juan Camara, au la înalta curte de casație și justiție. Eu am mai multe termene în justiție ca jurnalist sportiv decât meciuri pe stadion la Dinamo în ultimul an. Termen. Chirografar. Își vrea omul banii. Aici, Liviu, tu poți să-mi spui mai multe, că ești pățit. Nu cred. Dacă a fost chirografar, la revedere. El, singura chestie prin care s-au mai recuperat bani au fost cei de la FIFA. Dar și atunci la FIFA, ții minte că Roni a câștigat la FIFA, a obligat CFR-ul să plătească. CFR-ul a făcut recurs la TAS și au câștigat. Grele sunt căile de atac. Uite, eu am câștigat la FIFA. Am luat bani de la FIFA, de la Târgu Mureș. Tot insolvență și la Târgu Mureș a fost. Trei. Da. Și am luat, mai am de luat de la Panduri și acum, să judecă. Dar eu mă agăț de o reacție a lui Liviu Ganea când i-am spus că Mircea Renic vrea în continuare, din ultimul mandat de la Dinamo, 33.000, termen este în aprilie, este o sarcină pentru ieșirea din insolvență. De ce ai rămas surprins? Nu, am rămas surprins că nu e o sumă mare și gen putea să-i dea banii Dinamo de mult. Adică 33.000 de euro nu sunt 300.000 de euro. Să zici, bă, 33.000, ok, sunt câteva salarii. Eu nu zic că de ce a cerut Mircea Rendic. Eu zic că de ce nu i-au dat banii. Că s-au putea să-l sune. Bă, Inea Mircea, cât ai de la 33? Nu vrei să-ți dăm 20.000 acum, ca să nu mai... Dar se judecă pe banii ăștia. Da, se judecă, e proces, tocmai de asta spun, o să fie interesant. Cred că aici este și o chestiune de orgoliu a domnului Zăvăleanu și al RTZ-ului, pentru că dacă tot ne-am judecat, să ne judecăm până la sfârșit pentru banii ăștia, că ar putea într-adevăr așa, e o chestiune și Andrei Niculescu a venit și a spus, domne, nu e o problemă Mircea Renic, problema e mai mare, o avem mai mare cazul Fabrini, care trebuie închis, pentru că acolo dacă Fabrini câștigă, nu se schimbă totul numai la Dinamo, se schimbă totul în fotbalul românesc. Fotbaliștii ca Liviu Ganea, chirografar, va fi considerat salariat și nu mai poți să-l treci la chirografar, trebuie să-i dai banii. Cum s-a întâmplat la Dinamo cu salariații. Johnny Culina, angajat, legendă de angajat la Dinamo și a luat banii pentru că este salariat. Florin Prunea și-a luat banii pentru că a fost salariat. Păi da, pentru că atunci se lega de chestia aia, că în momentul ăla n-a mai fost contracte de activitate sportivă cum sunt acum, atunci erau convenții civile de păsări servicii. Aici a fost chestia, la CFR, de asta s-au legat, a zis, păi stați, domnule, voi nu erați salariați. Dar mă rog, noi trebuie să ne judecăm pe codul muncii, pe altceva, în care să demonstrez că, de fapt, contractul ăla pe care îl aveam noi, convenția civilă, era un contract de muncă, de fapt. Acolo e problema, că nu poți să ai un contract de muncă 3 asta ani sau 4 ani. Asta încearcă să spună și avocatul lui Diego Fabrini. Da, și poate a pierdut pe fond, a pierdut la curtea de apel, acum este la ICCJ, încăpățânat avocatul. Dar merge în continuare. Păi da, dar are cumva dreptate, pentru că dacă el demonstrează că ăla e moral, de muncă... Moral, da. Moral s-a întâmplat, da. Oamenii au muncit pentru banii ăștia, trebuie să-și ia banii, dar legal se întâmplă lucruri. Nu, cred că nu mai e nimeni lângă noi, că am intrat în insolvență. Domnilor, dați-mi un pronostic pentru meciul Dinamo-UTA de vineri și încheiem și vă mulțumesc frumos pentru că v-ați deranjat pentru frumoasa emisiune exclusiv Dinamo. George Țucudean, dăm legătura la Arad, minutul și scorul. Liviu, ora 4, ies oamenii, trebuie să am prins grătarul. Dăm drumul la plite imediat, nu-i problemă. Lasă-o, mamă.
Dăm pronosticul, nu fugi și la sfârșit o să te rog frumos să-mi arăți și tabloul cu colegul din studio, așa vreau să termin cu tine și mai rămân eu puțin cu video, că ies oamenii și de la fabrica de mobile unde te afli acum. Să câștige cine merită. Nu dau un pronostic pentru că nu vreau să supăr nici pe unul, nici pe altul. Îmi doresc Huta în play-off foarte mult, că poate să-ți atunci și din punct de vedere financiar, și poți să-ți faci strategia pentru anul viitor, nu mai ai emoții cu retrogradarea, dar mi-aș dori și Dinamo să facă puncte ca să se salveze, să fie ușor în play-out. Bine, nu o să te uiți la meci, o să afli rezultatul, îți mulțumesc frumos, arată-mi tabloul dacă ești... Vrei să-ți arăt tabloul? Da, te rog frumos, așa vreau să termin să-mi arăți tabloul. Să știm de ce facem emisiuni, nu așa? Uite, tricou are de la Standard Liege acolo, nici de la UTA, nici de la Dinamo. La de pe perete, la Standard Liege. Acolo. Ia uite tablou acolo. Ce tineri eram. Uite tablou acolo. Domne, vă recunoaște, există un fotbalist acolo unde ești? Ești domnul? Ah, ești al doilea. Da. În centru acolo, lângă... Scumingea, lângă Marius. Ăștia atacanții lui Dinamo. Da, atacanți. Ce slăbuț erai, Liviu. Nu, față de acum, nu? Aici vrei să ajungi. Da. Hai, că terminăm așa cum am început. Mulțumesc frumos, George Țucudean, mult succes, da. O cântare ca de obicei. Liviu, tu, ultimul cuvânt, hai cu pronosticul că ne-a fentat, domnul... Cred că o să câștige Dinamo și îi strică socoteala, nu Mircea Redi, cred că așa, la asta mă gândesc. E clar că tu sentimental anturat ești 100% pentru unul solist. Normal. Mulțumesc frumos și ție, Liviu Ganea. Dragilor, vă mulțumesc pentru că ați urmărit o nouă ediție exclusiv Dinamo. Așa cum știți, în fiecare miercuri vă aștept aici pe toți dinamoviștii la singura emisiune din spațiul media dedicată 100% cluburilor din Ștefan cel Mare. Noapte bună! Cu mascota norocoasă și culorile iubite... Și pasiunea de superfan cu rivalitățile tale, cu dezbaterile tale favorite, sunt poveștile tale. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Acest program v-a fost oferit de Superbet.